La noapte, cerul va avea înnorări temporar accentuate în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania, unde local vor fi ploi, mai ales averse, precum și posibil descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 6 și 14 grade. În capitală, cerul va avea înnorări mai accentuate la începutul nopții, când va fi favorabil ploii de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 10-11 grade. Mâine, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic, dar va deveni instabilă în mare parte din țară. Vor fi înnorări temporare și ploi pe arii relativ extinse, except în sud-estul și nord-vestul extrem, unde acestea se vor semnala izolat. Ploile vor fi mai frecvente și local mai însemnate cantitativ în sud-vest și în zonele deluroase și montane, unde vor fi condiții de grindină. Pe arii restrânse se vor semnala descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Dobrogea, dar trecător și în celelalte regiuni asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade. În capitală, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros și mai ales spre seară trecător va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20-22 de grade. La munte, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic, dar va deveni instabilă. Vor fi înnorări temporare și ploi pe arii relativ extinse, local mai însemnate cantitativ ziua. Pe arii restrânse se vor semnala descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, mai ales în timpul averselor. Variațiile termice vor fi nesemnificative față de intervalul anterior. La mare, vremea va fi ușor instabilă, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, când vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, mai ales în timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi de 17-19 grade, iar cele minime de 13-14 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 16 și 19 grade.